Vladimir Putin apasă pedala de accelerație. Acesta a zis că oprește gazoductul Nord Stream 1, cea mai importantă conductă funcțională care aduce Germaniei 60 de miliarde de metri cubi de gaze anual. Oprirea este pretextată de revizia anuală și va dura declarativ doar 10 zile. Conform inpolitics.ro, livrările de gaze ale Rusiei către Europa s-au diminuat cu 40% de la începerea războiului, iar prețul gazelor a crescut în ultimul an cu 640%, dar e loc de mai mult. Pentru Germania, oprirea temporară, dar pe termen nedefinit, a Nord Stream 1 ar putea reprezenta lovitura de grație. Având în vedere războiul energetic în creștere al Rusiei cu Occidentul, nimeni nu este sigur dacă gigantul energetic al Rusiei, controlat de stat Gazprom, va mai reactiva vreodată Nord Stream 1, care este programat să se redeschidă pe 21 iulie. Cu siguranță, ministrul federal german al economiei și energiei nu e sigur de asta, scrie presa internațională. Hebeck este extrem de îngrijorat despre ce ar putea face rușii sub acoperirea reviziei. După tot ce am văzut, nu ar fi foarte surprinzător să spună am găsit ceva în timpul serviciului, nu-l puteam reporni și asta este. Deja acesta le-a vorbit germanilor despre raționalizarea energiei ca fiind foarte probabilă și a îndemnat pe germani să o lase mai moale cu dușul zilnic. În Saxonia, bună oară, apa caldă se livrează doar 10 ore pe zi. La exact 6 luni de la preluarea mandatului, cancelarul Olaf Scholz și noua sa administrație de la Berlin se confruntă cu o furtună perfectă de război, o creștere a prețurilor la energie și colapsul aprovizionării care provoacă o creștere a inflației, relatează The Irish Times. Creșterile anuale ale prețurilor în Germania sunt la cel mai mare nivel din ultimii 50 de ani, de aproximativ 8%, potrivit cifrelor oficiale. Și din aprilie până în mai, Germania a înregistrat primul său deficit comercial lunar din 1991 de 1 miliard de euro, deoarece creșterea prețurilor și întreruperea lanțului de aprovizionare afectează puternic baza industrială a țării. Pe măsură ce toamna se apropie, temerile cresc cu privire la faptul că Germania și-ar mai putea porni mașinăria industrială și ar mai putea încălzi milioane de case. De aici manevre ale disperării, Canada a anunțat ieri că va returna Germaniei un lot de turbine rusești reparate, necesare pentru mentenanța gazoductului Nord Stream 1, explicând prin ministrul energiei că în lipsa unei aprovizionări necesare cu gaz natural, economia germană va suferi dificultăți foarte importante și germanii riscă să nu își mai poată încălzi locuințele la apropierea iernii. Guvernul german, reamintim, a făcut presiuni intense în ultimele săptămâni pentru a obține turbinele în cauză, în pofida sancțiunilor aplicate Rusiei, tocmai pentru că Gazprom a motivat reducerea fluxului de gaze prin absența acelor echipamente, relatează inpolitics.ro.